De te-ai face în văi o floare, te-aș găsi după suflare. Spune-ți aș vorbe cerești, Maică, tot frumoasă ești. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protoiereu, Doamnelor și Domnilor, bine ați venit la spectacolul aniversar Mamă frumoasă, primul meu rai, organizat de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancii, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, sectorul cultural-educațional, reprezentat de Părintele Profesor Cristian Dima, și Părintele și Protoieria Focșani 1, reprezentată de Părintele Protoiereu Aurel Boțan, Centrul de Zidănuți și Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. După cum bine știți, această gală muzicală este dedicată mamelor. Ce este mama? Mama este primul rai. Este icoană sfântă. Este floare. Este stea. Lumină. Câte metafore n-am putea folosi? Și în ce băi de cuvinte n-au scăldat poeții și cântăreții ființa mamei. Pentru că Biserica Ortodoxă Română a dedicat acest an omagial învățătorilor și gospodarilor satului românesc, aș îndrăzni să spun că mama este primul învățător al fiecăruia dintre noi. În această frumoasă seară veți audia unele dintre cele mai frumoase cântece dedicate mamei. Pentru început, îl voi invita alături de mine în scenă pe Părintele Protoiereu Aurel Boțan pentru a ne adresa un cuvânt de învățătură. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protoiereu, Doamnelor și Domnilor, sunt onorat a fi în fața dumneavoastră în această seară, în care, cu sprijinul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și prin implicarea inimoasă a Centrului de Zidănuți, reprezentat de doamna Elisabeta Norocea, doamna preoteasă, am reușit să aducem înaintea dumneavoastră, așa cum spunea și Daniel, și sperăm să le aducem, cele mai frumoase cântece de mamă. Acest spectacol a fost posibil, să spunem așa, printr-o colaborare frumoasă între Centrul de Zidănuți și Protoieria Focșani 1. Sfătuindu-mă cu doamna preoteasă cum să facem să le servăm pe mame, pe doamne și pe doamnele preotese. Atunci, de la acest moment în care ne-am propus și până în seara de astăzi, n-au mai rămas decât lucruri mici de împlinit, căci Dumnezeu ne-a ajutat să fim alături de dumneavoastră și dumneavoastră să fiți alături de noi în această frumoasă seară la început de primăvară, când sărbătorim totodată reînvierea naturii, dar să nu uităm că peste câteva zile o vom sărbători pe mama noastră, a fiecăruia dintre noi. Așadar, vă mulțumesc mult pentru că sunteți prezenți și am deosebită plăcere să îl prezint, sper eu, așa cum se cuvine, pe domnul profesor Dumitru Sândulache, care se implică atât de mult la aproape toate evenimentele culturale care se petrec aici, în orașul Focșani. Este un prieten, dar nu pot să... Mi-aș permite ca mult să-l socotesc prieten, îl socotesc așa ca un mentor, pentru că îl cunosc pe dumnealui de când eram mic. Nu ne-am mai văzut o lungă perioadă de timp și iată,
în această seară, am deosebită onoare de a-l prezenta pe domnul profesor Dumitru Sândulachi, dirijorul corului pastorala, care va începe programul din această seară. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc, părinte Protoiereu. Mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a fi în această seară împreună, o seară importantă, așa cum spunea și preasfinția sa, o seară dedicată mamei, dedicată doamnelor, dedicată primăverii, dedicată frumosului, dedicată muzicii. Mai ales că avem și invitați speciali, suntem onorați să fim în această formulă, în această seară. Aveți în față, nu cred că este o noutate, corul de cameră pastorală, care trudește pe scenă de ceva vreme și care în această seară vă va prezenta un program de cântece care au tema aceasta a dragostei, a iubirii, a bucuriei, a respectului pentru ceea ce înseamnă pentru noi mamă și femeia. Este Ziua Internațională a Femeii peste câteva zile. Împreună cu colegii mei o să îmi permit să consider acest program un buchet de flori oferite florilor din sală și tuturor celor care nu sunt aici, că telepatia lucrează și sigur ne vor auzi. Primul calup de melodii pe care îl vom prezenta este un cântec popular indonezian, Ai o mama, numai mama s-ar traduce, e Dalba Primăvară, un madrigal din secolul XIII și o melodie a compozitorului bănățean Nicolae Ursu, Vină Bade. Thank you.
La 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 la
ca mare, iată ea ca așa. Să jucăm lăniță, să ne zinecătăm, și din altă stată să nu mai curmăm, curmăm, tot așa înainte și înapoi. Cum se joacă, joacă, dragă, pe la noi, când am venit la voi, la cea cașoră, nu vă joacă, nu se mă uit pe sub căciulă, alo, nu vă joacă, ce-am venit să joc o fată, alo, nu vă joacă, să mă pomenească o dată, alo, nu vă joacă, ori de mamă, ori de tată, alo, nu vă joacă, ori de dracul câteodată, alo, nu vă joacă. Căsuse cerul de pământ, alo, nu vă joacă, fete ca la noi de sus, alo, nu vă joacă, bambă sunt și dame sate, alo, nu vă joacă, dați-o nu prea minunate, alo, nu vă joacă. Bambă sunt și pe la noi, alo, nu vă joacă, dracu prea cu buze mă ui, alo, nu vă joacă. Mai frumos decât la voi, ia că ia.
întrebă să rudă tot așa. Treci odată ce-o împărleas, uite așa. Mă sărută pe obraz, să fie cu picurița mea, ia că ia că așa. Și nu vreau să se melea, ia că ia că ia că așa. Ia că-ți-a tocmai pe sara, ia că ia că ia că așa. Ia să nu te melea, ia că ia că ia că așa. Ia că așa. Frunză pe cremat o stat, iar așa. Cu fătele m-am cetat, tot așa. Am cerut un sărutat, uite așa. Ai cerut de amuța, da? Tot așa. Să mă bag pe veșnicie, uite așa. Iar la dragie ne mie, ia că 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 ia. Acest grup a reprezentat cu mândrie Vrancea în diverse concursuri de muzică ușoară din țară și din străinătate, aducând acasă întotdeauna premii pe măsura muncii și a devotamentului. Intră în scenă Tania Dinu, Oana Docan, Daniela Docan, Ionuț Bouroș și Daniel Bachner. Cerul fruntea lângă-n brad bătrân, stând la foc aprins de blânda lună, sub luciri de stele vei găsi acel român. Versul Mioriței să-ți-l spună, prin povestea vorbei peste timp te va purta pe tărâm de vis prin țara mea. Și oricine ai fi și de oriunde ai veni, plaiul nostru îl vei îndrăgi. De vrei să știi ce înseamnă român, întreabă munții și codul stăpân. Ascultă doina ciocârlie cântată de cuzon și vino pe la noi de să înțelegi ce înseamnă
petreacă, știe bine. Are-n braț carpații și-n piept o inimă de leu și le curge Dunărea prin vine. Cântă ca o pasăre când e mai fericit și iubește atunci când e iubit. Pentru el copiii sunt tot ce poate fi mai sfânt, ca și pacea întregului pământ. Știi ce înseamnă român? Întreabă munții și corul străbun. Ascultă doina ciocârlie cântată de cuzori și vino pe la noi de sărbător. De vrei să știi ce înseamnă român? Pe apă rece din linde de mare, mare șlagă. Și acum va urma un alt cântec care de asemenea sunt sigur că vă va trezi multe, multe amintiri. Priveam amândoi nisipul și marea. De ce ai plecat? Ah, cât aș vrea din nou să fim doar noi și dragostea. Alergam și ecoul mării.
Și tuturor mamelor care nu sunt aici astăzi prezente. O dulce și duioasă mamă, adesea încerc să te alin. Când văd că te cuprinde o teamă și în jurul tău există chin, te văd mereu pierzând putere, cu gândul fredonând prin peac, și mă gândesc la câte patim n-ai reușit să ai un loc. Tu ești o stea din calul mare, supărare, ai revenit printre femei, să le dai Doamne sănătate, că pe urmă mai trăi și de dureri să ții departe, în anii care vor veni. Deși n-aș vrea să știu ce crezi, când te zăresc atât de tristă, poate încă mâine o să pierzi ce astăzi încă mai există. Tu ești o stea din calul mare, ce nu găsește locul ei, și de atâta supărare ai revenit printre sănătate, când te mărta mai trăi și de urmări s-o ții departe, ai care vor veni. Vă mulțumim. În această formulă va fi iarăși un mare, mare, mare șlagăr și sper că pe acesta îl veți cânta împreună cu noi. E așa?